Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim ceva ușor, gustos și foarte rapid. Și anume salată caprese. Pentru care o să folosim următoarele ingrediente. Roșiuțe, așa roșii de salată, mari, frumoase. Brânză mozzarella, ulei de măsline, puțină sare și frunzulițe de busuioc. De preferință proaspete. O să rup frunzulițele de busuioc, dragilor, pe care o să le spălăm bine, bine de tot. O să tăiem roșiuțele așa, la rotund, feliuțe, așa, la o jumătate de centimetru, așa. Și acolo luăm și mozzarella și tăiem tot așa, rotund. Ca și pe roșiuț. Și acum pregătim farfuria, dragilor, care este foarte simplu de pregătit. O roșiuță, o brânzică, o roșiuță, o brânzică, puțin busuioc. Dacă eram cu busuioc în grădină, puneam mai mult. Acum punem mai puținel. Un praf de sare, dragii mei. Așa frumos. Puțin ulei de măsline. Și poftă bună să avem. Am ajuns și la finalul rețetei, dragilor. Ați văzut, ușor, rapid, gustos și sănătos. Sper să vă placă, să-mi spuneți dacă v-a plăcut și să ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag. La revedere!